fost, de fapt s-a întâmplat acum 3 ani de zile. Eu mi-am pus... Ai fost suspectă de cancer? Da, am fost, cred că e un pic mult spus. Am fost diagnosticată greșit, dacă vrei. A, deci tot, na, tot da. De sus. M-am speriat un pic, adică la primul diagnostic ăsta a fost, eu mi-am pus proteza mamară după ce am născut-o pe cea mică la vreo 2 ani. N-am știut că sunt garantate doar 10 ani, că atunci erau, mă rog, alte tipuri de implanturi, alte... Erau la început un pic toată nebunia asta. Mi s-a fisurat un implant, ai spus foarte bine. Da. N-am știut ce s-a întâmplat inițial, am fost la un control și mi-au spus, ai niște tumori. Acum cred că orice om, când aude tumor, se gândește la cancer. Păi asta spun, când ai zis, m-am speriat un pic. Păi dacă la cancer te sperii un pic, când te sperii rău... Acum și tumora poate să fie... Da, exact. Da, până îți vine rezultatul. Până îți vine rezultatul, da, te duci un pic așa... Faci biopsia și aștepți. Nu prea ai de ales. Slavă Domnului că Andreea Bereclanu a fost pe fază atunci și ne-am întâlnit cu întâmplător, dar vezi că nimic nu e întâmplător până la urmă. A povestit ce s-a întâmplat și mi-a zis, eu zic să nu te sperii, că eu nu cred că ai așa ceva, Doamne ferește, și dacă ai, se rezolvă, adică nu mai e, nu mai suntem da, la sunt medicina avansată. Care se termină fericit. Da. Exact. Și dacă e la, într-o fază incipientă, se rezolvă. Am mers împreună cu Andreea, așa cum am zis, vreau să-i mulțumesc încă o dată, dar o fac de fiecare dată, este un om foarte special și o iubesc foarte mult. Am mers împreună la Constantin Stan, o clinică foarte bine dotată și cu aparatură. La soțul ei, adică. Da, pe vremea aia nu erau încă căsătoriți, dar erau împreună. Și dânsul mi-a spus, mi-a dat să fac într-adevăr niște analize de marker tumorali. Da, deci am ajuns până, mi-a să nu mă sperii că el nu crede că e așa ceva. E vina doar implantului care, el s-a fisurat. A lucrat acolo. Da, da, exact, și s-a infectat, logic. Dar că cel mai bine ar fi să le fac să stau eu liniștită, că oricum intrasem într-o nebunie și nu mai dormeam noaptea, eram... Logic, ca orice om care are o familie, are un copil, are... Da, mă, normal. Nu, da. Nu există niciun... Mă rog, dubiu. Și am ajuns, slavă Domnului, pe mâinile lui și a fost foarte bine. Eu i-am spus că nu mai vreau, nu-mi doresc să alte proteze, nu mai vreau nimic. Vreau să mi le scoată și să rămân așa cum sunt, chiar nu contează cum sunt. Adică am trecut... peste niște, ideea de estetic. Da, deci chiar nu m-a interesat în nici cum arătam, nici cu... Da, absolut nimic. Bun, și de aici domnul doctor Constantin Stan mi-a spus, eu iau decizia asta, vreau să te deschid, vreau să văd exact ce se întâmplă acolo și eu sunt cel care o să iau această decizie. S-a întâmplat operația, ambele implanturi erau sparte. Și în timpul operației a descoperit că, de fapt, și al doilea era spart. Da. Wow. Sau s-a spart Nu, în timpul operației a descoperit, era fisurat, încă nu începuse să curgă substanța aia din, da, din el. Da. Ce erau? Că sunt acum branduri, înțeleg că sunt... 7 ore jumate a durat operația. Nu, zic, branduri bune, branduri proaste, tu nu ai ales ce e mai era bun? Eram în 2006. Da. Wow. Deci eram... 12. Fix la început cu toată nebunia. Să-ți spun acum exact ce brand de implant era? Mentor, știam eu că sunt. Bine, acum au apărut. Nu erau alea. Nu erau. Au apărut ulterior. Deci nu erau alea. Erau doar Chanel, Gucci, Dior. Nu știu exact ce erau. N-a fost o greșeală medicală. Domnul doctor mi-a spus, nu a fost o greșeală medicală. Medicul nu a făcut absolut nimic greșit. Erau ele proaste. Erau primele tipuri de implanturi apărute și cam asta era durata normal, lor. Nu de... era perfecționată. Dar vă dați seama, acum 10 ani, dacă te duceai să-ți pui un implant și dacă îți spunea și firma implantului, cum nu-ți dădeai seama? Cu ce comparai? Era foarte puțină informație despre... Mulți care nu nici acum, da, corect. Puteai preveni dacă mergeai la niște controle înainte să, sau sunt recomandate controle? Sunt recomandate controlele ca la orice femeie. Vreau să întreb altceva, depășiți termenul ăsta de 10 ani? Eram în al 10-lea an. A, deci ele au ținut exact cât au ținut. Da, eram în al 10-lea an. N-ai ce să le reproșezi nici lor. Au ținut exact cât era. Asta e termenul, 10 ani. Da. Da. Asta mi-a spus și eu, uite, ca un sfat pentru doamnele, domnișoarele care au sau vor să facă o astfel de operație. Domnul doctor Constantin Stan mi-a spus că niciun fel de brand de implant mamar nu este garantat pe viață. Extraordinar. Nu este garantat am văzut pe viață. Deci orice medic... un implant mentor scos după 17 ani intact.
Da, se spune că sunt cele mai bune. Nu știu, am impresia că sunt americani. Păi depinde cât îl folosești. Acum eu am citit că depinde și de anul. De uzură, de kilometri. Uzură, da. Depinde și... Nu, eu vreau să te întreb dacă... 10 ani, garanția că am 10 ani, da. Ele interacționează cu țesutul. Absolut. Și țesutul uman le face să le roade. Ce le fac? Adică vorbești pe românește. Nu, teoretic. Le macină, ce le fac? Țesutul adică, se urcă peste ele. Și... Nu vreau să fiu grobian în ce întreb. Adică dacă folosești prea mult sânii, ca să zic așa, au durată de viață mai mică, dacă știi ce zic. Cred că contează și... Pai, dragoste, mai pasional. Vorbesc acum și pentru fetele care au așa ceva. Cred că contează foarte mult fluctuațiile adică, să ai și grijă? Greutate. Să nu... Da, pentru că, practic, și implantul bagă sub mușchi, dar el e susținut tot de grăsimea aia care există. Țesutul adipos care există în orice sân. Dar dacă tu slăbește în gras, slăbește, el urcă, coboară. Adică fluctuațiile de greutate... Asta ok, fluctuații. Eu mă refer la comportament. Sunt fete care sunt mai pasionale, fac sex mai violent. Dar și eu mă gândesc la sală. Le place să le dai palme pe sân. Habar n-am. Întreb și eu. E contraindicat treaba asta? Adică spune vreun medic, domne, fii mai cu minte. Fii mai cu minte, nu te zbengui prea rău. Nu știu, atunci mă gândesc la fetele care merg la sală, sunt culturiste. Asta spun, da. Cum? Că au multe dintre ele. Trebuie să-ți protejezi zona asta sau eu, din câte știu, a face fitness. Eu, dacă aș fi o femeie și mi-aș spune asta, aș întreba, domne, trebuie să fiu mai blând? Să mă... Da, primul an după operație trebuie să te protejezi. Adică primele 3 luni, știu, 4 luni nu faci sală, după aceea cu centura mai ușor. Adică da, sunt bine, anumite precauții. Eu vorbesc după aia, când vrei, trebuie să ai o viață normală, nu? După aceea te comporți normal, ai o viață normală, n-ar trebui să ai interdicție sau... Nu știu, să repede unul, să te sărute mai pasional și ți-a bubuit ăla. O minge se sparge, dacă asta e altceva, dar eu știu că, indiferent de perioada trecută de la operație, uite ce a făcut, ce au făcut Ruby. Nu, pe mine m-a interesat dacă ei i-a spus așa ceva. De astea n-ai voie așa. Asta nu mai vorbesc. Deci așa n-ai voie să te arunci, te duci pe la reality show. Probabil au și o mărime foarte mare, un 400 cc care e foarte mare și ce mărime ai avut? Adică ce? 330. Peste 30. Ei, mari, nici mici. Da, o mărime. Eu aveam sân oricum, dar după a lăptat, logic. Ce a făcut? Ți-a înlocuit sau ai rămas? Da, mi-a înlocuit, da. Ai pus în continuare, nu? Mi-a pus o proteză chiar inventată de... De dânsul? De dânsul și brevetată și care mi-a spus că e foarte bună. Slavă Domnului, n-am avut nicio problemă. Și mai e o situație. Astea presupun că nu mai trebuie să înlocuite, nu? Nu, la fel mi-a spus. A, tot 10 ani. Da, nu, mi-a spus. Deci tu tot timpul când faci o intervenție... garantat pe viață. Cine îți garantează ceva pe viață? Bă, dar și să fie garantat pe viață la 10 ani, tot te duci. Bine, mă, dacă spui la 65 de ani, e garantat pe viață la 70 de ani, dacă ți le pui. Glumesc. Este foarte important de știut lucrul ăsta, pentru că în momentul în care te-a pus să faci intervenția, trebuie să spui ceva bonus deoparte și peste 10 ani. Exact, uite, despre asta vorbeam acum cu fetele. Nu, adică e mentenanța lor, cum ar veni, ca la mașină, nu? Exact, nu? Deci de unde știu eu că... Dar hai să ne... Poate nu mai ai bani peste 10 ani. Poate nu mai am bani peste 10 ani. Ce fac? Eu trebuie să le schimb obligatoriu, nu? Da. Altfel, Doamne ferește, uite... Îți asumi de când le pui. Da, dar mă gândesc... Nu, păi da, dacă le-ai pus la 25 de ani, le schimb de vreo 5 ori, nu? Da, mă, dar strângi bani 10 ani, dă-o încolo, pui deoparte, ca la autosoft, eu când schimb cauciucurile, dacă n-am, trebuie să le schimb costă, cumva. Frate. Păi costă, dar am pus bani deoparte. Trebuie să... Da, păi îți asumi de la început vorba lui Dorin. Da, sunt niște riscuri, e o operație, te la început operație să te gândești că sunt costuri în plus față de prima operație. Prima operație, dacă te costă 4.000-5.000, presupun că atât costă și următoarele, nu? Uite, da, la prima puțin. Operație și eram în 2006. Vezi că așa cum e la ea, cu o mică complicație, poate să fie mai... Da, în 2006 eu am plătit 3.500 de euro. Și erau bani. Erau bani, adică nu... Deci pusese, când am pozat-o noi în Playboy pe Marinela Nițu, își pusese în Italia cu 7.000. Și era ceva așa. Adevărul e că arătau frumos, știi? O ții minte, extrem de scump, extrem de scump. Bine, acum, dacă îți faci 2000, ridicarea, 2000. Prețul urcă peste 5.000, depinde de ce fel de intervenție. E foarte important și cazul tău este elocvent pentru doamnele, domnișoarele care au, că iată, trebuie să reintervină și atunci îți trebuie... O să vezi, domnișoare, pe la metro, dați-mi și mie un banc că trebuie să-mi schimb silicoanele. Dar știi, vine revizia. Noi femeile suntem așa, că noi ne gândim de fiecare dată, a, nu o să fie la mine, nu o să se întâmple la mine. Păi se întâmplă că înțeleg că nu ține de materialul tău nativ. Când e să facă pană, face pană. Exact, ține de o chestie, ca la cauciucuri, cum a zis. Da. De atunci n-ai mai avut nicio problemă. Nu, sunt foarte bine, chiar luna trecută am fost la control și totul e în regulă. Fără nodul, fără... Fără absolut nimic. Păi bine, ne vedem peste 10 ani. Mai vin peste 10 ani. Doamne ajută, da, Doamne ajută. Dar dacă n-ai fi fost cine, să zicem, nu știai pe Andreea, nu reușeai să ajungi acolo. Asta. Se putea
transforma în ceva urât? Adică se putea ajunge la cancer? Până să ajung la Andrei, am fost la un alt medic, și nu o să dau numele, că nu are absolut nicio relevanță, care mă băgase într-o nebunie cu să-mi pună piele de... Elefant? Nu, de, da, o ceva, nu mai mi-aduc aminte aveți, exact, care să, pentru că eu nu aveam țesutul ăsta adipos, despre care ei toți spuneau că e foarte important să-l ai, care să-mi susțină cumva implantul, și eu îi spuneam, doamne, eu nu vreau niciun implant, tu nu înțelegi. Se fac și grefe, se fac, se fac niște grefe. Eu mă uit la Hermes, la Baci, ta, la Hermes. Era, oricum, i-am spus că eu tot ce-mi doresc e să fiu sănătoasă. În momentul ăsta nu mă mai interesează absolut nimic. Ce implant, despre ce vorbim. Și că, într-adevăr, că și dacă, doamne ferește, ajungeam să rămân fără un sân până la urmă, că oricum nu contează, ideea să nu mori și să... Da, normal. Supraviețuiești. A ajuns extirparea sânilor să fie ceva profilactic, să n-ajungi să faci cancer. Una dintre trei femei. Da. Da. Au cancer de sân. Și mă băgase așa cumva într-un film, mi-a cerut 12.000 de euro atunci. Pentru grefa asta. Pentru repararea de... asta, da. Da, era, poate... Eu nu voiam să-mi repar nimic. Eu voiam să-mi... Dar tu la palpare, și... pentru că întreabă... Nu simțeam nimic. Nu se simte... Absolut nimic. Doar nu se simțea că e găurit? Să nu era roșu. Cu roata, cu cauciucul spart. Sânul într-o parte era roșu și e foarte fierbinte. Asta a fost singurul. Era reacție, probabil, de la infecție. Exact, da. Da, lupta corpul. Dar nu se simțea, nu mai era... Adică nu-și pierduse fermitatea aia? Absolut nimic. Dacă nu se întâmplase nimic. Nu. Nimic. Nu, că mi-a explicat și domnul doctor Stan, nu e ca un lichid care curge imediat. Că n-are tot, unde. Da, că n-are unde să se ducă buzunarele unde ei bagă implantul. Doar că n-are voie să atingă pe acolo, probabil. Asta e, substanța dinăuntru n-are voie să-ți atingă țesutul. Că deci era roșu fierbinte, dar nu dureros. Nu dureros, nu. Doamne, ce ciudat. Știi, sunt niște lucruri... Pe asta m-a alarmat de aici, că dacă nu se întâmpla nici chestia asta... Da, e foarte bine că vorbiți, că niciun om nu-și imaginează ce s-ar putea întâmpla, nu știe, repet, ce, dar... am mai zis-o de vreo două ori, pentru cele de acasă care poate, Doamne ferește, au simptomele. Am plus că silicoanele sunt deja... Nedureros, dar roșu și... Asta mi-a spus, domnule, e foarte bine că a fost roșu și că ai văzut lucrul ăsta, pentru că dacă nu vedeai și ăla rămânea acolo, era o infecție locală care mânca... Și ajungem, Doamne ferește. Știu că în mod normal, doamnele, trebuie să-și facă acele mamografii. Mamografii la 6 luni. La 6 luni. Nu, test nici, Papa Nicolau. Nici la chestiile astea. Nu ți iese la Papa Nicolau. Nu, la Papa Nicolau, nu, că e legat de alte treburi, da. Nu, la mamografie, nu la se vede? Mamografie, păi la mamografie am văzut. La mamografie am... Okay. Dar eram deja roșie. Da. Eram, am zis, hai că mai stau o lună, nu mă duc, mai stau un pic, poate deci, îmi trece. De ce e important să repeți. Să dacă nu la 6 luni, măcar la un an. Deși un an dacă cred că la un an îmi făceam pe vremea aia, după sperietură la 6 luni. La orice, mă, și la dinți, și la orice, corazon, da. Și la orice trebuie, la 6 luni, mai un an, să mai vezi care-i treaba. Maria are atelier și în Amsterdam, e normal să-i se spargă sânii. Nu-l mai am, să știi, nu-l mai am. Da, am aici în București. La mamografie. Bine, Papa Nicolau are legătură cu alte. Nu. E genitală, nu are legătură cu... E la mamografie, important. Da. Iată, e la foarte mamografie, importantă mamografia la 6 luni, da, în situațiile astea, luni. Că la un an, dacă stai să scurgă la un an... Da, nu știu ce s-ar fi întâmplat, slavă Domnului, că... E, acum ești... Acum sunt bine, de 3 ani m-am operat. Ești ok, cu reparații capitale la zi. Reparat, am fost în service, totul. Doamne, regulă. Ajută să... Și când ești programată la următoarea revizie? Peste 7 ani? Acum o lună am fost. A, nu, da, ai zis că te țin tot 10 ani. Nu, peste domnul 7 doctor mi-a spus, nu ți le garantez pe viață. Pe viață, da. Nu mi-a spus, cât? La 10 ani trebuie să le schimb. Dacă, exact cum spunea și Vica, dacă ele sunt în regulă, tu nu ai nicio problemă. Că la un an, doi merge singur acum, teleghidată. cred că naștem 5 ani și te duci. Uitați, eu am o prietenă care s-a operat la doctor Stan acum 14 ani și sunt intacte. Uite, a fost la control, i-a spus că nu are nevoie să schimbe. E și de noroc. Ca la orice alt produs. Îl cumperi, unul e bun, te țină viața, altul s-ar. Ideea, oricum, trebuie să facem controlul acesta noi femeile o dată la jumătate de an, o dată la un an. Eu cred că pe cine are urechi de auzit, a auzit ce trebuie în această seară. Pentru că... Și e chiar o poveste foarte sinceră și reală. Exact. Deci chiar nu am aberat cu absolut nimic și cu happy end. Uite, pentru că altfel, Doamne ferește, cine știe în ce situație eram și trauma și nu e chiar... Cu happy